În etapa a 5-a diviziei A1 de volei feminin, Penicilina Iași va primi mâine vizita formației Universitatea Cluj. Moldovencele se situează înaintea duelului direct pe locul 8 în clasament cu 3 puncte acumulate, iar Ardelencele ocupă poziția 9-a cu același număr de puncte, dar cu set averaj inferior. Ultimul meci dintre Penicilina și U Cluj a avut loc în luna martie la Iași și s-a încheiat cu victoria moldovencelor, scor 3-0. Confruntarea de mâine dintre echipa antrenată de Dan Gavril și gruparea ardeleană este programată să înceapă la ora 17.